Bună dimineața, dragi prieteni ai Vocii Basarabiei, sunt Iulian Ciocan, vă invit din nou la Radiografia Săptămânii, o emisiune, probabil deja v-ați obișnuit cu asta, în care chem oameni din zona artei și culturii pentru a dezbate subiecte de actualitate. Invitatul meu din această zi este cunoscutul interpret Ricky Ardezeanu. Ricky Ardezeanu, bine ai venit la Vocea Basarabiei. Bine v-am găsit, bună dimineața, dragi telespectatori. Vreau să te întreb cum ai trecut prin aceste sărbători? Au fost lungi sau scurte pentru tine? N-ai avut niciun Crăciun, ai avut un Crăciun sau ai avut două Crăciunuri? E o deformare, deformație, să zic, sunt ateist. Ateu. Dar, da. Ateu, să mă dam. Dar, mă rog, sărbătoresc aceste zile speciale din inerții, că așa o făceau părinții. Și am preluat-o la ei și deci... Așa. Și sărbătorile țin de la 25 decembrie până... Noi ne-am reformat de mult, deci mergem în pas cu progresul tehnic, cu știința, dar știm toți că există două calendare, Grigorian și cel Iulian. Și lumea înapoiată, lumea cea mai, care trăiește cel mai rău, de fapt, merg după calendarul Iulian. După cel vechi. Vechi, sigur, da. Uh-huh. Iulian. Primul Iulian. Iar lumea nouă merge după, lumea progresistă merge după calendarul Grigorian, care... Să știi care s-a dovedit prin știință că odată cu trecerea timpului, deci rămânem sau depășim niște momente acolo care până la urmă stocându-se formează această diferență de 14 sau 13 zile. Care... Da, înainte să trecem la niște subiecte de actualitate, vreau totuși să mai insist puțin, să rămânem în zona asta a Crăciunului, a Revelionului. Obișnuiești să mergi la biserică, deși mi-ai spus că ești ateu, dar mă rog, se mai întâmplă că și un ateu intră în biserică. Păi cum am zis, eu nu cred în, în sfinți, nu cred în... am citit probabil că prea mult literatură despre astronomie, de știință, etc. Și am mai vizitat multe locuri care era o civilizație înaintată cu 3000 de ani înainte de nașterea lui Hristos, cum ar fi Egiptul, spre exemplu, m-am coborât în labirinturile subsolului piramidelor lui Cheops și a lui Tutankhamon, e greu de pronunțat, da. Am vizitat muzeul din Cairo și asta îți schimbă totalmente viziunea față de religie, față de... Cu atât mai mult că există mai multe religii și nu știm care e până la unul cea mai dreaptă. Da, interesant. Uite, noaptea de Revelion, cel puțin în sectorul meu al Chișinăului, acolo unde locuiesc eu, la Buiucani, deci s-au auzit o sumedenie de focuri de artificii, blocurile au fost zguduite de această veselie, din punctul meu de vedere, ușor exacerbată și vreau să te întreb dacă ai simțit și tu aceste focuri de artificii. Le-am simțit, dar nu este bine. Noi, când avem un război în preajmă, și când în momentul ăsta se moare, când lumea trăiește fără energie electrică, fără căldură, cu frica în spate, mereu apare o dronă sau o rachetă de asta din partea rușilor. Iar noi dansăm aici și jucăm tănănica pe... ca și cum este o blasfemie, adică un fel de sfidare a bunului simț. Oamenii ăștia, cum să spun, ei nu fac conexiune, adică nu-și dau seama că alături cumva are loc. Își dau ei seama, dar mulți își dau seama, alții nu-și dau seama, trăiesc încă cu mentalitatea aia de... din perioada neandertalilor.
Caracter așa? Păi, sigur că da. Trebuie să ai... Uniunea Sovietică sau... Neandertalii cu tot altceva, mai din epoca de piatră, mă zic. Nu este bine, adică dacă suntem solidari cu ei, trebuie să fim solidari până la urmă. Să o facem așa modest, trebuie să facem fără artificii, fără concerte pompoase, fără... Așa, așa cred eu. Deci, și probabil că așa e bine. Eu așa am fost educat de către părinți. Ești de acord cu ce spunea și Maia Sandu, că ea înainte de Revelion îndemna moldovenii să întâmpine anul nou cu modestie? Cu, dânsa, cu patrie, a avut, da. Dânsa a avut dreptate și i-a îndemnat, da. Ce să faci dacă plebea n-ascultă? Unde mai pui că există și o lege acum care interzice folosirea acestor focuri de artificii pe perioada stării de urgență. Deci moldovenii cumva au ignorat această... Păi, au sfidat, au ignorat. Eu nu știu ce fac organele de resort, de ce nu iau... Poliția a spus că deci a întocmit acolo niște procese verbale, deci... La avalanșa asta, când fiecare, practic din fiecare curte zburau rachetele astea, artificiile astea, e cu neputință și pentru ei ca să-i, da, să-i documenteze pe oricare. Doar, auzi, doar dacă ar fi ca în Germania, ca în fiecare bloc să fie câte o șpihol, spuia că acela o împușcare, atunci ar fi altfel, dar știi că... Dar basarabenii sunt mai altfel. Am mai auzit că aceste artificii costă destul de mult, să înțelegem că moldovenii sunt băieți prosperi care pot să... Dar și până la urmă plâng că nu le-au mărit cât vor ei salariile, când au compensația pe care și-o doresc. Compensațiile, da. Deși vreau să le fac un compliment ăstora de la putere actual, adică guvernului și celorlalți, fiindcă ei au făcut ceea ce predecesorii lor pe parcursul a 30 de ani n-au făcut practic nimic, s-au ocupat de scheme, de bursele lor, să-și facă avere ilicite. Aștia fac foarte bine și sunt modești. Eu chiar singur am, cu ochii mei am văzut, am avut treabă pe la Parlament și am văzut cum vin deputați pe biciclete, vin... Acum la noi vin deputați pe biciclete? Da, iată, eu eram acolo și l-am văzut chiar pe, cum îi spune băiatul ăsta, deputatul ăsta, Cretos, așa negruț. Dan Perciun sau... Dan Perciun vine cu troleu, e modest, sembră și el, deși are mașină cu siguranță. Vorbesc de... Altul este la fel, vorbăreț. Da. L-ai văzut venind pe bicicletă? Bicicleta vine și pune bicicleta acolo și intră în Parlament foarte bine și chestia asta bucură, știi, că nu umblă cu 7 bodyguards alături, cu 3 limuzine în spate, etc., girofar. Modest, așa trebuie să fie, fiindcă ei sunt slujile noastre, nu noi le suntem. Ei n-ar trebui să se teamă de poporul care i-a ales. Ok. După cum și fac ei. Evident că toți mai strigă, mai fac vârvă prin vânturi, prin preajmă, că uite că nu au făcut acest, păi e normal ca să nu poată să facă, fiindcă dacă până acum nu s-a făcut nimic, 30 de ani, tu voi credeți că chiar este cu neputință ca să faci tot într-un an de zile și... Noi o să mai revenim la ce a făcut guvernarea pe parcursul acestei emisiuni. Implacabil vom reveni la lucrurile astea, dar înainte de asta vreau să te mai întreb. Aceștia care lansau focuri de artificii păreau niște oameni fericiți. De ce zic lucrul ăsta? Pentru că, iată, în această săptămână a apărut un top al celor mai fericite țări din lume, al celor mai fericiți oameni din lume. Și deci conform acestui top, cea mai fericită țară ar fi Finlanda, e deja de câțiva ani se menține pe locul întâi. Republica Moldova este pe locul 62. România este în față, undeva 30-40, nu mai amintesc bine exact. Și vreau să te întreb și pe tine, Ricky, ești fericit? Adică locul 62 pentru Moldova cumva ți pare ok, iată, ținând cont de faptul că în lume sunt vreo 200 de țări și ceva? Bineînțeles că nu este bine, dar ținând cont de faptul că ne-am menținut în această mocirlă timp de 30 de ani și suntem ieșiți din zona comunismului post-sovietică,
am avut de suferit foarte mult. Oamenilor li s-a întors mentalitatea pe de-a îndoselea, sunt zombați, sunt o bună parte, trăiesc cu timpurile vechi, timpurile sovietice, au mentalitatea sclavului, au mentalitatea, sunt bolnavi de sindrom, au sindromul Stockholm, atunci când stăpânul victimește de ele lingicismă, da. Deci este strigător la cer. Eu nu pot să fiu fericit în aceasta. Fericit pot să fi atunci când te afli fără griji, când ești asigurat totalmente, când ești asigurat și militar, adică când nu te va ataca nimeni, cum iată, fi bine ca să intrăm sub tutela NATO-ului, în Uniunea Europeană, noi vom intra doar atunci când vom intra în NATO, altfel nu se va întâmpla chestia asta. Vedeți, am să anticipez nițel problema asta. Noi suntem neutri. Neutri nu știm, neutralitatea nu știm cum a fost limba moldovenească, cum a fost inclusă. Deci a fost făcută de câte șașlăcare agrarieni și cu FSB-ul rusesc. A făcut pentru ei. Neutralitatea e bună pentru ruși, fiindcă ei ne-au făcut nou un fel de plațdar, deci, să-i zicem așa. Deci crezi că neutralitatea a fost impusă cumva de Federația Rusă? Păi sigur că da. Cum? Da, ce vă mai îndoiți? Aici, și acum am mișună de agenți de ăștia ruși, începând cu ambasada și terminând cu... Dar să terminăm totuși cu fericirea, pentru că avem... Câte motive are un cetățean care trăiește în Republica Moldova să simtă fericit? E bine să trăiești în Republica Moldova. Un om din Moldova are motive să fie fericit? Păi el are, dar nu toți sunt fericiți, fiindcă sunt mai fericiți cei care au agonisit pe parcursul anilor, au făcut mai mult bani și ei își țin torbele cu bani peste hotare, copiii sunt acolo, îi vin doar aici în ospeție, așa mai la... Dar fericirea e o stare de spirit, da. Stare de spirit. Ea e, cum să zic... Nu ține neapărat de pungile pe care da, le are. Bineînțeles. Da, bineînțeles. Poți să fii fericit neavând nimic și să fii nefericit având totul. Parafrazându-l pe Eminescu. Mm. Poți să ai totul neavând nimic și neavând nimic să ai totul. Da. E o chestie așa amplă, adică e noțiunea de fericire, de beatitudine, da, dacă vreți. Da, e un concept extrem de elastic. Poate să fie fericit și ăsta, și vagabondul ăla care trăiește într-o gură de hidrant. Da, ok, dar astea sunt niște excepții, în linii generale, așa omul de rând. Avem șanse să ajungem în Finlanda? Sărim de pe locul 62 noi pe întâi și să devansăm Finlanda? Nu avem șanse. Nu avem. Vorba lui Leonid Ilare. În două județe și o stână este cu neputință să faci țară. Noi vom fi mereu, dacă vom merge pe linia aceasta, deci nu vom face unirea cu patria mumă în România, de unde am fost rupt prima dată în 12, a doua ori. Să înțeleg foarte bine, ești un adept al unirii cu România. Păi cum nu sunt noi adept? Asta este firesc. Noi am fost rupt. Nu ne-a luat nimeni cetățenia. Pe noi nici ne-au pus pactul Molotov-Ribbentrop în bot așa aia și a spus gata, de astăzi voi sunteți aici. Floarea basarabenilor a fost intelectualități, a fost împușcată în ceafă și aruncat în gropile cu var, iar restul gospodare a fost duș în Siberie și în rest a dus scursura din Rusia, care li s-au pus la dispoziție apartamentele cele mai bune, uitați în Mișul, Centru, Botanică, Râșcanuca. Să admitem, dar Republica Moldova e din 91 țara independentă, chiar și guvernarea actuală pro-europeană, cumva, din ce văd eu, nu are de gând să renunțe la independență. Declarația spunea cu totul altceva. Agrarienii au schimbat-o și cu neobolșevici care veniți atunci. Declarația 94. De independență la început. Declarația, deci era o pregătire către unire. Mm-hmm. Doar declarația așa și, iată, precum spun experții, iată, domnul Arsenie
Deci că aia domină asupra Constituției, doar statul s-a format în baza declarației. Ulterior s-a făcut o Constituție strâmbă, care, pe urmele căreia suferim până astăzi. Nu putem schimba un articol acolo vis-a-vis de limba română. Dar chiar de ce crezi că nu se poate, de atât de greu? Nu știu. Înainte, rămâne, deci, nu se poate schimba acest articol? Rămâne la cheremul, la latitudinea ăstora care au majoritatea astăzi în Parlament. Cu atât mai mult că pe marginea acestei probleme s-a exprimat Curtea Constituțională, care a zis că e limba română și basta. Și aceeași Academie de Știință și savanții istorici. Cam cei care au majoritatea în Parlament și e vorba de PAS, ei toți vorbesc limba română, din ce înțeleg. Păi, bineînțeles că limba română. Eu nu știu, poate ei au în plan să urmăresc anumite chestii, anumite, eu știu, sferesc de ceva. Până la urmă, adevărul științific și istoric va prevala. Ok, am înțeles. Deci că ești un adept al unirii cu România, am înțeles, dar se pare că Guvernarea Republicii Moldova a găsit o cale mai bună din punctul ei de vedere, și anume integrarea în Uniunea Europeană. Prin România, adică prin București? Da, și prin București, dar nu neapărat. Adică, de exemplu, președinta Maia Sandu a spus nu demult că trebuie să devenim membri ai Uniunii Europene până în 2030. Se pare real acest deziderat? E o chestie... Mie nu mi se pare real, fiindcă dacă după ce pleacă ei, vin, spre exemplu, ăștia de stânga și ăștia schimbă din nou toate legile, toate, atunci care? În 100 de ani suntem aici. Deci, ar trebui să mergem. Asta este opțiunea. Părerea ta. Părerea mea, și eu știu că părerea mea e corectă. Trebuie să mergem în Uniunea Europeană pe cea mai scurtă cale. Deci, unirea cu patria în România. Noi imediat intrăm în NATO, imediat devenim miliardele astea, 70 de miliarde care au fost alocate de către Uniunea Europeană, deci pentru dezvoltare, vreo 10 miliarde ar reveni și provincii Basarabia, ar face drumuri, deci ar deveni Basarabia, ar deveni un șantier, un furnicar continuu, locuri de muncă, salarii mari, pensii mari, că ăștia ies în stradă și cer pensii. De unde îți dai pensii? Că ei nici nu știu cum se formează pensia. Nu știu cum se formează salariile bugetare. Nu știu că pentru asta trebuie să fie oameni capitaliști care să aibă. Dar îi spun ăștia care vin și protestează că dacă va veni domnul Ilan Șor, va fi bine. Din ce să facă el? Astea sunt minciuni de-a lor sfruntate care lecuiește lumea îndobitocită, care nu știe cât e 2 ori 2. Richard Dezeanu, uite ce vreau să te întreb. Deci, am înțeles, tu ești adept unirii cu România mai curând decât a integrării în Uniunea Europeană, dar guvernarea asta de fapt își dorește cumva. Integrarea în UE. Pentru că consideră că asta de fapt este un deziderat realist, să zic așa. Dar nu este adevărat. Nu este adevărat. Noi de 30 de ani tot chinuim și batem apa în piuă, înțelegi? Oamenii cei care au avut atunci 50 de ani, astăzi de acum nu mai sunt. Au câte 80, înțelegi? Și aici la generația asta care iar să aștepte vreo 30 de ani până să intre. Deci este, practic nu se gândește. Ei nu știu la ce se gândesc. Nu. Ok, să admitem că așa e. Dar în condițiile în care acum are loc acest război în Ucraina, al Federației Ruse, și noi nu știm exact cum se va termina el, pentru că, de exemplu, chiar acum au niște lupte foarte grele la Bahmut, la Soledar, unde mor oameni, și acum noi am putea face această unire în condițiile se poate în care... Într-o noapte există. Eu am vorbit cu expert precum este domnul Arseniu, cu domnul Varta, mulți oameni care înțeleg în chestiile astea mai bine ca mine. Care sunt și ei unioniști. Unioniști, evident. Și au spus că sigur că se poate face. Care e referendum? Dar ce atunci când au venit cu tancurile și ne-au adus și biserica rusească și altceva, atunci ne-au întrebat ce vrem noi? Nu ne-au întrebat. Nu au făcut nici un referendum. Care e referendum? Cu coloana 5-a să face referendum cu ăștia din Transnistria care sunt zombați de câte propagandă rusească?
Dar ce facem atunci cu regiunea transnistreană pe care nu o controlăm? După mine, păi încă 100 de ani n-o să o controlăm, înțelegi? Asta a fost făcută specială, regiunea transnistreană, deci zona asta a fost făcută specială pentru a ne pune talagher. Nu, pentru a nu ne dezvolta partea dreaptă asta Basarabiei. Pentru a rămâne mereu în zona gri, în zona de influența Rusiei și așa mai departe. Iar, și cu cât mai bine ne începem noi să trăim, cu atât mai bine devin geloși aia de partea cealaltă, invidioși, ne pun piedici, ne fac porcării, etc., etc. Ei vor ca asta. Și niciodată n-a să putem. Că îi zic, e mult pe mâini, cum spune mama mea. Da, da, da. Care e trei în anul 30? Dar dacă mâine ajung aici, vin și ne ajung până la prut, cine va face atunci? Care e intrare în Uniunea Europeană? Despre ce vorbesc? Aberații. Dar crezi că guvernarea actuală care are majoritatea în Parlament ar putea să, ar fac putea unire, să facă cum, această da. Unire? De mult, îi găseau, de mult, dacă cum zic ei, că îi trebuiesc că... Ar putea să o facă cu mica majoritate, 50+1, dar dacă până la urmă e atât de mult țin la chestia asta constituțională de 68, da? Ei găsau de mult, până la urmă îl chemau Șor și îi spune votează Unirea și vei fi absolvit toate chestiile astea și Șor ar mai fi adus cu 7 deputați al lui. Dar nu se vrea. Până la urmă scopul scuză mijloacele. Dar Federația Rusă ar reacționa. Care? Ea nu mai poate reacționa, e acolo de acum moare, e să acoperi cu de asta, cu mușchi. Dar dacă, Doamne ferește, ne trimite un calibru așa, în momentul în care... Și uite câte calibruri a aruncat asupra Ucrainei. Și a murit Ucraina sau ce? Și așa au căzut. Au căzut prin Liveza, au căzut pe acolo. Da. Pentru că am pomenit de Ilan Șor, vreau să-ți spun că eu, venind la această emisiune, am găsit în cutia poștală așa un, nici nu știu cum să-i zic, un soi de fluturaș electoral, un soi de mesaj din partea domnului Ilan Șor, care se află în afara țării. E o chestie foarte curioasă. Так будет выглядеть ваш счет за газ, если вы поддержите программу Илана Шора. Да, deci, да. Cam așa, zice, Илан Шор, mai bine s-ar învăța să scrie română, că nu este un ural. De fapt, deja prin chestia asta, el sfidează, cum spun, limba... Da, e numai în limba rusă, într-adevăr. Păi, dar ha, uitați, ce vreau să spun? Ce? Asta ce este? Cetățean, el respectă legile, în primul rând, uite, e prima încălcare, deci el merge împotriva Constituției Republicii Moldova, unde spune că limba română este limba oficială în statul. El în ce limbă scrie? Pentru ce? Pentru ce fel de cetățeni? Bine, are oameni în partid care știu nu limba contează, română. Nu contează, este da. Limba română și punctul. Ok, ce vreau să întreb? Pentru că și oamenii acum... ăștia de mult timp, de 30 de ani li s-a dat, de mult trebuie să vorbească română. Auzi și un urs să învață să meargă pe bicicletă, dar ăștia măcar 100 de cuvinte, după aceea le spui bună ziua, dar e zdraschi. Și asta, asta scuip în suflet și își creează toată, cum spun, zâzania asta între... Da, dar dincolo de asta, pentru că acum guvernarea acordă compensații la plata facturilor de gaze naturale, vreau să întreb, ești mulțumit de aceste compensații? Păi, spravo, ei fac ceea ce pot. Ok, uite, Ilan Șor, de ce spun? Asta este un model pe care Ilan Șor ne-l arată. Deci cam cum ar arăta compensația dacă l-am alege pe el? Ilan Șor lasă să întoarcă milioanele furate din caznaua Republicii și după aceea să vorbească, să vină cu minciuni de astea să le cuiască. De unde se ia el bani? Uite ce scrie aici. Rușii să-l ajute, rușii singuri nu poți ajute. Deci, dacă, de exemplu, îți vine, ai consumat gaze naturale de 6.230 de lei, vei plăti doar 920. Aberații. Da. Adică, practic, de 5.000 de lei... Aberații sunt chestii care eu nu cred... Virtuala guvernare a lui Ilan Șor... Nu cred eu în chestiile astea. Astea sunt chestii de adormit copiii, minciuni sfruntate. Ok, mai are aici niște chestii. Bună oară. 500 de milioane de dolari pentru construcția unei mini-centrale atomice. Asta din banii ăștia care au fost delapidați? Nu știu. El nu așa trebuie să-i întoarcă. Nu trebuie să-i facă el din chestiile astea. Noi vom face fără de el. Uniunea Europeană, el 500 de milioane asta, ce 500 de milioane o mini-stație atomic? Când noi avem stația de la Cernavodă și ne dă frații de acolo, poftim, luați un, sunt 4 blocuri, luați un bloc, reparați-l și vă ajunge energie, încă o să aveți de vânzare. Ce îmblă este cu
Da, ca să terminăm până la urmă subiectul ăsta cu Șor și cu... Crezi că deci el a fost, cum să spun, învinuit în prima instanță, a doua instanță deocamdată nu s-a pronunțat, tărăgânează, nu știu ce se întâmplă acolo, deci durează. Nu deci, cum... știi ce se întâmplă? Cum e Republica, așa și justiția și așa mai departe. Da, nu știu de ce, nici de cum nu pot să... Corupția e mare cu coană. Crezi că, uite, niște oligarhi de ăștia fugari ca Șor, Plahotniuc sau ca Platon ar putea fi aduși în Republica Moldova și trași la răspundere aici? Dacă se va face reforme, sigur că da. Și vor veni ăștia tineri care, precum este procurorul ăsta, îmi place de el, care l-a pus sub acuzare pe Dodon, Iermaliuc. Aha. Dacă ar fi toți ca el, atunci și judecătorii trebuie să mai fie, că e una când procurorul cercetează cazul și dovedește și alta e când judecătorul nu face față. Uite, un alt subiect... Deci justiția trebuie să fie onest, trebuie să li se mărească salariile, cu unii, ce li se mărește. Da, lor trebuie să aibă salarii mari, ca să nu fie ispitiți de ăsta, ca să-i amit. Da, dar am văzut și foarte mulți guvernanți cumva decepționați de judecători și au zis că nu prea au ce să le facă, ei sunt independenți și multe dintre deciziile pe care le au ridică serioase semne de întrebare, cu toate că n-au salarii chiar foarte mici, să zicem așa. Păi... Vă 2000 de euro au ei, da? Da, probabil, da. Nu știu. Cu 40-50 de mii de lei. Adică n-au salarii foarte mici, să zic așa. Cu asemenea salariu se poate de trăit decent. Da. Dar pofta vine mâncând. Da. Uite, e război și ne-am pomenit. Război ne-a luat cumva pe nepusă masă. Deși noi mereu am avut această zonă transnistreană, acest conflict transnistrean înghețat, nerezolvat și... Da, păi nu, pardon că îți iau gândul din gură. Nu spune vorba din gură. Noi nu știm că până la începerea războiului, până la înăvărirea Rusiei în Ucraina, nu știți cum faceau aplicații... Ăștia din Transnistria. Da, da. Faceau, spuneau, împușcau, ne speriau că vin. Acum stau chitic acolo. Au luat apă în gură. Crezi că vor mai întâi să vadă ce se termină războiul din Ucraina? Dar nu, forțele ucrainienii să răfuiesc cu dânși într-o... De ce cumva ei stau acum liniștiți și... Păi... Am înțeles. No. Da, deci noi ne-am pomenit la un moment dat și au recunoscut foarte mulți guvernanți lucrul ăsta. De fapt, nu avem o armată națională. Eu am auzit... Noi nici n-am avut una. Da, foarte dar... mulți guvernanți care ziceau că pe parcursul a 30 de ani și ceva de independență, în armata națională nu s-a investit, a fost un domeniu ignorat. Întrebarea mea pentru tine este... Trebuia să investim mai mult în armata națională. Era asta într-adevăr un... Păi un trebuia, domeniu. Normal că ar fi trebuit că neutralitatea nu înseamnă că să lupți cu, în care ceva cu bieță de răsărit, cum s-a făcut în 92. Deci neutralitatea presupune o armată bine dotată după modelul Elveții, că adeseori apelează la Elveț, adică invocă, da. Aceea e armată acolo, fiecare cetățean doarme cu arma sub căpătâi și sunt bine instruiți cu cele mai performante arme și așa mai departe. Vedeți că noi până la guvernarea asta am avut numai trădători la putere. Nu mai trădător. Dar ar fi avut Moldova bani ăștia? Pentru că Moldova e o țară săracă, e o țară mică. Ar fi avut bani să investească în armată? Dar acum avem, dacă ăia erau pro-europeni, normal că ăștia le dădeau din Occident și americani, le dădeau bani. Dar dacă cânta în strună Rusii, îți duceau și... Cum ziceam eu? Acelea ăia îi biciuiau, scuipau pe noi ca pe niște nimicuri, ștergeau picioarele din noi, mierile care mergeau le călcau cu tancurile, cu tractoarele, vinurile erau întoarse înapoi, tot absolutmente și ne șantajau. Vrei, îți dăm gaz, nu vrei și așa mai departe. Ce vreți? De mult au trebuit chestia asta să o facem. România, la începutul anilor 90, spune, luați pe ei un bloc de la Cernavodă și asigurați-o cu energie electrică.
Ce au vrut ăștia? Dacă toți proruși, toți strădători, ce vrei? N-au vrut, normal că îi făceau scheme cu ciurganul, se îmbogățeau, făceau o parte, mergeau în caznaua statului, o parte mergeau de bani, mergeau în offshore, leacă cum ea. Și normal că nimeni nu vroia chestia asta. Ascultându-te pe tine, mi se creează impresia că ar fi foarte greu să stabilești o relație corectă cu Federația Rusă. Adică să înțeleg că Federația Rusă vrea doar să te domine și să tragă, să aibă foloase de pe urma ta. Ea din totdeauna n-a fost așa. Poate putem noi să avem o relație, cum să zic, să fim pe același palier, să avem doar o relație corectă. Doar după ceea când se va reforma, când se va civiliza Rusia, dar nu cred dacă se va civiliza, asta e în firea lor de a fi, că acolo sunt o mână, de fapt, de ăștia. Restul sunt niște popoare oropsite, 260 de popoare și poporații au fost cotropite până la Ciucotca și îi spun că ăștia sunt ruși. Care-i ruși? Ciucci, bașchiri, nenții, comii, ăștia și sunt ruși, 60 de poporații au fost asimilate. Ele nu mai există. Deci le exploatează gazul, uranul, pădurile, râurile mari, peștele, tot absolutmente. Aurul îl iau. Așa e doar cu vaca acolo de ăștia huzuresc miliardari, de cei mai mari miliardari din lume. Uite, pentru că începusem, totuși vreau să revin la Armata Națională. A apărut un top al armatelor lumii, făcut de o companie Global Firepower. În acest... Ce fel de companie? Care? Din ce am înțeles, da, americană și foarte serioasă, așa. Uh-huh. Ea face un top de asta anual, cumva. Și Moldova s-a clasat, deci 145 de țări au încăput în acest clasament. Moldova pe locul 143 din 145, adică la coada clasamentului, înainte de Bhutan și Benin. Deci, Benin și Bhutan. Suntem acolo alături. Ucraina a intrat în top 20 de când a început acest război. E pe locul 15. Rusia e a doua armată din lume. Pe primul loc e Statele Unite. Coreea de Nord e pe locul 6. Ăștia au dat în bar. Care a doua armată din lume? Iată, i-au demonstrat care a doua. E nici a 25-a. Dar războiul încă nu s-a sfârșit. Normal că nu mai este a doua armată din lume. Mereu au mințit și au făcut mai bluff. Noi am fi putut să fim mai sus de 143? Noi am fi putut să avem o armată unică românească aici și să nu ne facem probleme, să ne prindem pai în cap. Iată eu ce cred. Să nu umblăm noi cu teoria chibritului, armată, ceva. Când o să vină copiii demnitarilor, tuturor să fugă și o să lupte tot sărașii de la țară o să-i aducă, dacă ei nu înțeleg. Era o vorbă rusească, deci că dacă este nedahod de cereți golul, tot dai de-o cereți în ochi. Dacă nu ajunge prin cap, o să ajungă pe picioare pe unul suferă. Deci trebuie să conștientizeze chestia asta. Trebuie să știe să aleagă greul din neghină. Trebuie să pătrundă, să știască măcar cine am fost noi, de unde am fost noi rupți, cine suntem noi, cine sunt înaintașii noștri. Și atunci o să deschidă chestia asta și o să vadă că anume, că cel mai bine, adică este firesc, ca noi ne întoarcem în albia patriei mumi. Că Roșia Montană, care este al patrulea sau al cincilea depozit de zecăminte de aur, aparțin și copiilor mei și nepoților mei. Dunărea mi-aparține și mie și copiilor mei. Munții mi-aparțin și mie și copiilor mei. Deci eu trebuie să mă izolez așa în țar cu ăsta dintre care a fost făcut de Ribbentrop-Molotov în 40, stau aici să... De fapt, noi ne considerăm ca separatiști față de București, precum sunt separatiști ăsta față de Chișinău din Transnistria. Asta e... Dar... Când crezi că ar fi posibilă, din punctul tău de vedere, uite, această unire cu România? Dacă tot și mâine s-ar putea... Ai văzut să se facă ceva, să se ducă o campanie de, cum spun, de iluminare a maselor, spui ce bine la toate televiziunile. Ia că dacă și-ar asuma actuala conducere, chestia asta, pe toate căile, pe toate televiziunile, pe asta, spui, băi, uite ce beneficii ne-ar aduce nouă unirea, pensii mari s-ar egala cu pensiile de acolo din România, salarii mari, protecție împotriva Rusiei ca să nu ne atace, să nu moară copiii ulterior. Ce înseamnă NATO? Că NATO este o organizație defensivă, că dar atunci... guvernarea consideră că acum ceea ce ne trebuie
în mod stringent așa este integrarea europeană. E, auzi, da. Noi ne integrăm de cum de vreo 40 de da. Și nu mai ajungem. Revenind la armată, la sfârșitul anului președinta Maia Sandu vine cu un mesaj optimist pentru cetățenii Republicii Moldova, șefa statului de asigurări, că în pofida celor spuse de directorul SIS, aici fac o paranteză și spun că directorul SIS Musteață spusese că ar fi posibilă o invazie rusească. Omul știe ce știe. De asta el e și șeful martie, da. SIS-ului. Și imediat, deci cumva a fost combătut, a fost, deci chiar președinte a spus că riscuri iminente la adresa securității și integrității teritoriale a Republicii Moldova nu există. Ea a avut să spun pentru moment, adică acum, pentru moment. Aha. Dar cine știe ceva, cum va evolua, cum vor evolua lucrurile mâini, poi mâini? Da, cine nu știu, știe? Nu știu. Dacă în caz, dacă America și Uniunea Europeană încetează de a-i ajuta pe ucraineni cu armament, ăștia ajung aici. Ce facă ăștia? A să o șteargă. Mai este o întrebare interesantă. Dar ce va face conducerea dacă... Păi eu întreabă, a să o șteargă peste prut în altă parte și a să-i lezi. Dar ce să facă? Și a să lupte? Cu ce să lupte? Cu bețe de răsărită? Eu am scris un roman distopic în care îmi imaginez... L-am scris în 2015, în care îmi imaginez Chișinăul cotropit de Rusia și de Transnistria și acolo guvernanții fug, dar nu credeam, uite că și tu ai așa o părere, că la mine e o ficțiune totuși. Ei ar trebui, cum să zic eu, să conștientizeze că este unica soluție, cum cred marile minți, că de regulă cât omul este mai deștept, atât mai bine vede chestia asta. Toate mințile, cum spun eu, eminente de la noi, văd chestia asta așa și nu vrea știi cine, plebea, care e îndobitocită, care e în afară de... Bine, poate că e prea tare spus așa, mă rog... Care este zombată, hai, e zombată de televiziunile astea rusești de propagandă, care altceva nu înțelege, mai are teamă de jandarmul român care i-a tras o palmă, exact ca ăla când îl întreba, zice, păi, tu iubești românii? Și că nu, dar ce? Păi că l-a bătut pe bunel, i-a tras o palmă. Și unii bunel? Păi l-a pușcat 39 ruși. Da. E așa, înțeles, vine vorba, știi? Da, și revenind la armată, președinta spune că, dar în continuare trebuie să fim uniți, solidari, să nu permitem destabilizarea țării, pentru că sunt forțe corupte susținute de Federația Rusă care vor să deturneze parcursul european. Și spune așa ea, depunem eforturi acum de a întări sistemul de apărare. Unele rezultate deja sunt... nu le putem obține rezultatele astea peste noapte și între timp am aflat că, uite, 10 transportoare Pirania din Germania vor ajunge aici. Adică, până la urmă... Densare are, cum spun eu, are niște idei bune, dar ideile astea, vezi că ăsta sunt pentru perspectivă. Dar ce faci dacă mâine se întâmplă? Chestiile astea n-au nicio valoare, ce spune dumneai ei. Car cu astea Pirania și așa mai cultivai Pirania, nu faci nimic. Așa, dar ar fi trebuit să avem vreo 300 de mii armat, dotat cu jevelinuri, cu toate chestiile astea, antitank, care, cu, ce să zic, bine dotată ceva dacă vrei să fii. Antiaeriană, eventual. Da, băi, bineînțeles. Dar costă foarte, foarte mult. Păi asta-i. Și atunci, iar ne întoarci. Atunci când nu poți face chestia asta, ce trebuie să faci? Să te întorci acolo de unde ai fost rupt. Asta e o întrebare pentru guvernanță. Păi da, acolo te întorci. Nu căutăm, facem teoria chibritului, facem noi. Că, de fapt, eu dacă aș fi la guvernare, eu aș proceda așa, că își expun poporul de aici, segmentul ăsta de popor român, îl expun. În loc ca să-l ilumineze, să-l instruiască, să spună, măi, că așa m-ar fi cel mai bine, și atunci ar vota cu siguranță, 70% ar vota pentru unire. Dar România și-ar dori această... Bineînțeles, dar păi asta a spus-o când, 3 ani urmă, când a spus-o în plenul Parlamentului, fostul șef al Parlamentul, cum îi spune, Dragnea, da? Dragnea. A spus, noi suntem gata, rămâne să ia decizii ăia de la Chișinău. M-a spus. I-au pus un corespondent, i-a pus cineva întrebare. Dumneavoastră doriți unirea? La centenarul de 100 de ani. La centenar. La 100 de ani de la unire. Unire, da.
Și el a spus, da, noi suntem gata. Mai rămâne ca să se expună pe marginea acestei probleme cei de la Chișinău. Dar aceste 10 transportoare... Apropo, încă și în cună, ca să nu... Și americanii sunt pentru asta. Încă la începutul anului 90, ei au spus că ei sunt pentru reîntregirea pământurilor românești, adică pentru aducerea Basarabia la... Nu știu, acum n-am auzit. Iată, eu pur și simplu n-am luat document, dar ți-o trimit eu ție în... Ok, dar aceste 10 transportoare Pirania pot fi un punct de plecare, un început așa pentru întărire? Păi da, dar asta durează. Nici mai mult de 30 de ani, înțelegi. Și apoi ei zic că uite că noi trebuie să facem nouă că asta, că la, cu chestii. Dar cum se face? Eu nu știu dacă noi am putea ca republică, că unii spun țară. Eu nu recunosc niciodată. Nu poate să existe. Țara este țara mare, România. Asta e republicuț făcut sau republic făcut de Molotov Ribbentrop, care noi le perpetuăm pactul ăsta mărșav și feroce. Deci, cum ai sunt tu ăsta în Uniunea Europeană, fiindcă tu trebuie să ai o acoperire. Da, am înțeles. Asta e părerea ta subiectivă. Da. S-ar putea multor guvernanți să nu le placă această părere. Treaba lor, asta e părerea mea. De asta și este democrația. Da. Eu mă expun așa cum e... Vreau încă un subiect neapărat să-l atingem, pentru că cumva ne apropiem cu pași cam viforoși, de sfârșitul emisiunii. A demisionat recent ministrul Protecției Sociale și al Muncii, Marcel Spatari. În locul lui a venit un alt ministru, Alexei Buzu, care și-a depus deja jurământul. Probabil că e Spătarul l-a făcut rușii. Da, bine, acum nu intru în detalii. Marcel Spătari. Da. Deci, foarte multă lume deplânge plecarea lui. Foarte mulți oameni au spus că este unul dintre cei mai buni miniștri care au existat în istoria Republicii Moldova. Ziariști, bunoară, Lorena Bogza, o jurnalistă faimoasă de la ProTV, foarte cumpătată, a spus că domnul ministru Marcel Spatari, vă mulțumesc pentru efort și dăruire. Am sperat că veți rămâne. Un alt jurnalist, Vitalie Călugăreanu, de la Jurnal TV, a deplâns și el plecarea. A spus că e un ministru foarte bun. E un guru. Ție cum ți se pare? Se pare că este autor acestor compensații care acum... Eu pe el nu-l cunosc personal, dar de câte am auzit și mai am darul de a scana omul, fizionomiile oameni. Și am uitat la el, este un băiat foarte inteligent, bine școlit și sunt pe măsură să cred că este așa. El dar a făcut multe chestii fiind ministru în calitatea sa de ministru la social. Da, guvernarea s-a ocupat mult de protecție socială, se pare că, și se pare că prin intermediul acestui ministru. Da, e așa. Eu nu știu care sunt dedesubturile, de ce pleacă el. El a invocat niște motive personale. Posibil, dar uite că el ar fi fost un bun candidat din partea PAS-ului pentru primărie. Interesant, da. Dar faptul că guvernarea, deci cumva din pleacă un ministru care e unul dintre cei mai buni, cumva, cum arată guvernarea după chestia asta? Adică mai și... Guvernarea cum? Guvernarea, așa este normal ca într-o guvernare democratică să se schimbe, să se facă, mă rog, pleacă unul, vine altul. Numai că, vedeți că e păcat că pleacă unul foarte bun. Credem că și domnul care a venit acum în locul Alexei lui, Buzu. Alexei Buzu, va fi pe potriva domnului Spătaru și va face aceleași chestii bune, fiindcă altă cale nu există. Da, spunem, acum totuși vreau să discut foarte pe scurt și despre muzică. Ești un interpret cunoscut, eu cel puțin ți-am auzit melodiile încă din anii 90, te cunosc de atunci, te vedeam pe sticlă. Ce este muzica pentru tine? Este un hobby? O pasiune uriașă? Este un sens al vieții? Cum vezi tu? Ce relație ai cu muzica? Muzica, de fapt, este viața mea. Eu cum am crescut pe muzică, am fost educat pe muzică, fiind copil, chiar prin clasa întâi, când pășteam încă vaca. Așa se întâmplă că satul meu, Râșcoa, care este cu 2 ani mai vechi decât Chișinău, atestat pentru prima dată la 1434,
așezată la liziera codrilor orcheieni, Megești cu Ivancea, aici nu departe, 30 și ceva de kilometri, 32, 33. Deci, casa noastră e situată la liziera pădurii și spre centru îndreptat. Și spre centru era clubul și cineva probabil că era îndrăgostit, mecanicul ăsta de cinema era îndrăgostit de tot ce este italienesc. Și el rula înainte de filme, aduna prin asta lumea la film, rula discuri italiene. Gianni Morandi, Pepino Di Capri, Adriano Celentano erau atunci mari vogă. Și muzica e asta frumoasă, cu adevărat frumoasă, și orchestrările astea care te apucă de inimă mi-au cucerit inima de copil, știi? M-au copleșit pur și simplu. Și uite, taicul meu m-a luat un acordionaș, bunicul meu cânta la balalaică, deși român, Blănăriu, el a fost director de școală. Deci bunicul la balalaică cânta. Bunicul meu, probabil când învăța el, deși a terminat la Ploiești, dar ulterior făcuse și la Cricoa niște cursuri de specializare acolo. Și a fost inclus într-o orchestră de struni, instrumente cu struni, unde erau și balalaică. Și l-a pus de el la balalaică. Voce nu cânta, dar intona bine, mornăiește. Și cânta la chitară și cânta foarte bine. Și am învățat și eu vă patru cânti în clasa a patra. El, de regulă, balalaică cu trei corzi, dar el e dublat, era cu șase corzi. Și suna frumos acolo. Și după aia, tai că m-am luat acordeon. Pe urmă îmi luase o chitară, deja când mă mai ridicase pe clasa 7-a, 8-a, și nu puteam să cânt la chitară, fiindcă ceea ce la balalaică, acordajul la balalaică nu coincide cu ăsta la chitară. Și am așteptat 2 ani de zile până s-a întors cineva din armată care plecase din sat și ăla deprinsesem o câteva acorduri pe acolo și eu le-am furat la el. Și pe urmă sclipuisem o orchestră, unul la chitară, altul la acordeon, eu am luat o tobușoară de la școală, una trecută la pierde și un cinel de ăsta pus pe un stativ și bătem, facem muzică, încercam să facem muzică. Și uite așa, după aia. Deci e mai mult decât un hobby. Eu am vrut să intru la conservator. Venisem la conservator, un pui de țăran, eu eram cel mai mare într-o familie de 5 copii. Am venit la conservator și acolo, nu, la Ștefan Neagă, și au spus că ei n-au inițial, după clasa 8, au spus că ei n-au secție de muzică ușoară, în timpul Uniunii Sovietice nu era. M-am dus și am mai terminat clasa 9 și 10 și am venit din nou la conservator. Deja au spus că n-au o secție de muzică ușoară decât la Petersburg, la Leningrad pe atunci. Eu n-am mers într-acolo, fiindcă n-aveam posibilitatea să ajung acolo. Și am trecut la facultatea de jurnalism, peste drum, unde e Prometeu actualmente, liceul Prometeu, acolo era facultatea de jurnalism. Uite, așa mi-am făcut colegi, Andrei Porubin, Angela Aram, Mihai Mihailov, Alexei Repede, etc., etc., personalități de valoare. Iura Roșca, i-am dat primul Dex lui, că el m-a văzut și cu Dexul aici la bibliotecă, zic că vreau și unul de ăsta. Acum a ajuns așa prorusă. Da. Păcat. Spune, ești de acord cu acest nickname, nu știu cum să zic, Celentano al Basarabiei, al Republicii Moldova? Eu dintotdeauna îmi spun eu chestiile astea, că eu am tipajul. Când eram mai în adolescență, chiar niște fotografii de-a lui din tinerețe, da, se seamănă. Și apoi stilul meu de a fi, eu vorbesc italiană, deci tot dragostea asta față de muzica italiană și tot, de tot ce este italienesc, m-a îndemnat să învăț și limba italiană. Fiind la facultate, am căpătat un manual învățat limba italiană fără profesor, de Paul Teodorescu, și o toceam din scoarță în scoarță. Am învățat italiană când am ajuns prima dată în Italia, m-au luat drept italian, mă întrebau de unde sunt, din provincia Toscana, și eu întreb, de ce crezi așa? Zic că vorbiți o limbă prea savantă. Zic că este și firesc, eu am învățat-o după carte, dar în Italia sunt 41 dialecte care, practic, sunt atât de izbitoare încât pe intermediul lor nu se înțeleg decât pe intermediul limbii literare moderne italiene. Și uite, dar cântam. Am făcut facultate profesiilor obștești, cum spunea, sau artelor frumoase, unde am mai studiat pianul, chestii, am făcut o formație, am cântat la baterie, la chitară m-am învățat să cânt. Și pe la sfârșitul anilor 80 și 89,
Ion Kerpec de la radio, el era redactor la, mai este și acum chiar e șeful redacției muzicale, era topul melodiilor pe atunci. Și am fost inclus cu două melodii, o melodie de-a mea de necrezut și una preluată din repertoriul italian, Sara la nostalgia. Și m-am clasat pe unul dintre primele locuri. Și atunci am fost, și atunci ai ieșit... am fost propus pentru Cireșar, era festivalul Cireșar 89, unde m-a văzut Mihai Dulgan, m-a invitat în orchestra mare, noroc, am cântat vreo 3 ani acolo, pe urmă la la, la la și tot așa mi-a spus. Da, din păcate trebuie să încheiem această emisiune. Deci este mai mult decât o pasiune, este... Da, da, am înțeles. Jurnalistica de fapt e considerată meseria pe plan secund, așa, am mers acolo da, ca da, și... Da, am înțeles. Mulțumesc foarte mult pentru această discuție vie, dragi prieteni, sunt Iulian Ciocan, a fost Richard Ezeanu, invitatul meu al acestei emisiuni. Eu vă doresc în continuare un weekend liniștit și vă aștept sâmbătă viitoare la o nouă ediție a Radiografiei Săptămânii.